Solomon James, urcăm la deal. Uite-te ce stânci mare aici. Vezi? Pe aici este un alt deal. De acolo de sus o să-ți arate bunicul șoseaua, Mureșul, stâncile. Uite-l pe Tobia, se cațără pe stâncă. Și Paul caută ceva pe celular. Acum se aude probabil mai bine, pentru că ieri când am filmat la cetatea de la Șiria, era un vânt foarte puternic și nu se auzea chiar așa de clar ce povesteam, știi? Dar acum bunicul tău îți filmează pe aici tot ce vede și îți și povestește. Asta noapte am dormit bine, în dimineață am luat micul dejun cu băieții acolo la mama bună. Meniul zilei a fost omletă, a fost dulceață de căpșune. Uite un papion. Vezi? Așa. Deci urcăm pe stânci. Deja mai sus. Văzut? Pe un deal. Și o să vezi. Imediat. Nu, dar se poate că nu sunt toate infectate, știi? Aia. Imaginează-ți până unde trebuie să urcăm. Aia, și dacă e ceva, se face un fiu. Și uite-te casele. Urcăm și mai departe. Și mai departe. Uite Mureșul. Râul Mureș vine de acolo de departe, dar uite ce apă mare e pe el. Vezi? Uite acolo mașinile. Mănăstirea de la Rana și dincolo de dealurile alea mai departe e satul Sâmbăteni. Și aici e orașul Lipova. Mai departe și uite de ce de flori albastre. Sper că îți place filmarea ce o face bunicul tău. Uite Râul Mureș. Încă nu vedem cetatea. E foarte departe. Și acum poate să mai fac o pauză ca să nu fie video prea lung. Și în episodul următor poate o să vezi mai mult, sau mă mai duc un pic la deal, ca să știi că e destul de greu. Tu cred că ai fi capabil să urci, dar Ariana, Elsa încă nu. Deși și ea e curajoasă. Și ea poate că ar fi urcat un pic. Dar la Cristian i-ar fi plăcut foarte mult pe aici. Cetatea, râul, mașinile, casele. Și băieții.